Hei, salutare fraților, eu sunt Neimo și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. În acest episod vreau să fac crown chest-ul. Neapărat trebuie să fac crown chest-ul pentru că nu am descris niciun chest parcă în această serie de Clash Royale și vreau să deschid măcar un chest. Deci haide să dăm o luptă. Dacă o să câștig aceste două meciuri cu 3 coroane, o să fac și crown chest-ul și o să deschid crown chest-ul. Am un început foarte prost, după cum vedeți, nu am cu ce pușa. Îl las pe el să înceapă și începe cu un Furnace. Este foarte enervant acest Furnace. Sper că nu are spammer deck, că pentru că o să-mi dau oponente de damage. Dar să sperăm că nu are spammer. Nu prea cred că are spammer. Și-a dat fireball foarte prost. Dar a dat odată Elite Barbarians. Deci, nu este, deci este o problemă. Pentru că a dat destul de mult. Și eu încep cu un push. Dau fireball-ul chiar dacă mai bine puneam altceva și nu dădeam fireball-ul. Și pe celălalt turn i-am dat destul damage. I-am dat 6, mare 642 și este și un level 9. Sperăm că, da, nu a dat Mega Minionul niciuna. Mă scuzați că n-am postat ieri, dar am fost foarte obosit. De exemplu și acum sunt foarte obosit, dar am spus că nu vă pot lăsa fără episod și azi. Și am spus că mă pun la postat, de fapt mă pun la filmat ceva. Cred că o să vedeți azi și Clash of Clans, dar nu sunt sigur, o să văd eu dacă o să aveți și Clash of Clans. Pun aici o muschetară, punem Skeleton Army, dau un zap. Oh, cât damage îmi va da. No. Mi-a dat și el damage foarte mult, dar eu cred că o să-i scot turnul, nu chiar, dar mi-am dat și eu foarte mult damage. Și azi, în acest moment, am făcut și muschetara la 5 și se vede un update mare. Adică dă mult mai mult damage și este mai bună cu mult. De fapt, cu mult este mult mai bună, dar nu. Nici nu știu ce vreau să spun. Da, Neimo, și te credeai YouTuber de Clash. Din păcate, doar mă credeam. Și el începe cu un muschetier. Îmi scuzați bâlbâielii. Oa, de ce tot mă bâlbâiesc? Sau, nu știu. În fine, nu mă băgați în seamă. Și nu pun fireball-ul. Îl dau fireball pe turnul lui principal. Ca să râd de el și acum dau zap. Și nu, nu, nu! Serios. Dau fireball să râd de el și el mă bate. Serios, serios. Nu, 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 nu. Sper să nu pierd acest match. Am șanse mari să-l pierd. Pentru că m-am prostit rău. Să sperăm că va fi un win acest match. Pun și muschetara, dar nu prea am șanse. Adică, m-am prostit eu acolo. De fapt, oricum nu aveam ce face. Dar, ne, nu știu. M-am prostit rău. Nu știu. N-am crezut că îmi va lua turnul așa simplu. Și acum cred că mi-l va lua. De fapt, cum să mi-l iei, Neimo? N-are cum să mi-l iei, pentru că doar un Elite Barbarians nu face chiar atât de că chiar dacă el este el OP, nu face chiar atâta. Și am făcut egal în acest match. Partea bună este că am luat o coroană. Partea proastă este că am pierdut și da. Haideți să mai dau un match. Ce au spus băieții? Bă, încearcă în loc de direct damage mini pe candecul tău. E, nu-mi trebuie mini pe candec. Și cel puțin încă două meciuri. Cel puțin încă două meciuri ca să
Deschid Crunchestul. Deci ar fi, dacă l-aș lua pe acest adversar cu 2, da, cu 2 sau pe următorul cu 2 și pe acesta cu 3, este complicat. Dar nu prea cred că îl iau eu cu 2 sau cu 3. Și pentru asta am zap. Ce să vă mai spun? Nu prea am ce să vă spun. Să pun aici Valkyrie cu minion. A pus și el Valkyria, dar a mea este mai puternică că e de 5. El pune minion horde, dar nu fac nicio problemă pentru că minion horde-ul este o risipă de elixir, după părerea mea. Aș da fireball-ul, dar nu are rost. Da, nici nu a avut rost. Să dau fireball-ul. A rămas muschetar în viață și vreau să o țin cât mai mult. El și-a pus Skeleton Army. A dat arrows. Dau aici zap. Dar l-am dat degeaba. Speram să dea muschetar o lovitură, dar cu atâta viață nu are șanse să dea măcar o lovitură. Am fireball. Un goblin nu l-am pălit, dar nu este nicio problemă. Nu știu de ce spun nu este nicio problemă. Adică este, nu știu de ce spun așa des. Și spun din obișnuință, adică sunt obișnuit să spun nu este nicio problemă. Dar să fac spre amuzamentul vostru să spun acum iar nu este nicio problemă, da. Și el pune wizardul, este doar de 3, nu mă va încurca. Ca și 3 muschetiersul de 2. Adică nu are niciun rost, sunt muschetare de 2. Și îmi va da destul damage. Dar eu pușez cu Skeleton Army, Hog și Minion. Am uitat care Eros. De ce, Neimo, de ce? Și eu acum nu am Skeleton Army. Din fericire am Valkyria. Dau aici zap. Hopa, mi-am scăpat telefonul. Pun aici Hog cu Skeleton Army. Da, pentru asta am pus și Skeleton Army. Pun aici un Fireball pentru Inferno și va da muschetara destul de mult. Și am mai pus încă o muschetară, o să dau zap aici. Și am dat și pe Minion Horde. Ce tare. Și pun minionii aici. Următorul episod, cred că o să aveți de Clash Royale, cred că o să aveți chest opening, adică o să încerc să strâng cât mai multe chesturi și să le deschid și apoi să fie pus în episod. Este destul de greu să faci chest opening pentru că, de exemplu, un golden chest durează să fie făcut, să fie desfăcut, durează foarte mult, adică 8 ore parcă. Nu sunt sigur, dar în jur de 8 ore. De ce mi-a dat fireball-ul? Trebuia să îl păstrez pentru turn. Dar, atât. Încerc să mă dezobișnuiesc să spun nu este nicio problemă. Și pentru asta am spus doar dar. Și aici mai am o speranță să iau măcar o coroană. Și pun fireball. Aveam, acum nu mai am. Și a rămas cu 200 pe turn. Din păcate, nu prea cred că o să facem Crown Chest-ul și iar o să fie un episod plictisitor. Adică nu o să fac nimic. Dar, ca să nu fie chiar așa de plictisitor, mai dau un Friendly Battle ca în episodul trecut. Și o să dau cu acest deck pentru că, după cum știți, este, cum se numește, Double Elixir Challenge. Îi scriu aici pentru video. Să vedem cine este norocosul care va apărea în video. Dacă o să fie careva care o să, cu care o să mă bat. Să sperăm. Dar nu este nimeni. O să dau cancel. Este ora 5 în acest moment când filmez eu. Chiar dacă nu v-ar păsa că este ora 5. Adică, haide să dăm un match și cu acest deck. Este un dual print deck. Cu Furnace. Furnace-ul ar trebui să-l fac de 7 ca să fie bun.
Adică este și acum bun, nu zic, dar la 7 este mult mai bun. Dau un zap aici. Pun Furnace, mi-e frică. O să dea oricum. Nu a dat deloc. Mă gândeam că o să dea oricum Elite Barbarians și să nu mai pun Furnace-ul, dar l-am pus și am făcut bine. Ce să fac? Aștept pentru elixir. Și următorul episod va fi de Clash of Clans, pentru că azi o să aveți Clash Royale și cred că azi o să aveți și Clash of Clans. Nu sunt sigur, mi-a omorât prințul. Dar nu este nicio problemă. No, de ce am spus? Dar nu. Cred că episoadele mele sunt plictisitoare pentru că nu am niciun măcar chest opening. De doar dau atacuri, astea poate face oricine, nu este nimic ca interesant. Și nu știu ce să spun. Dar încerc să fac episoadele mai interesante, dar spuneți-mi și voi în secțiunea de comentarii ce să fac ca să am episoade mai interesante. Adică ce vă place vouă? Ori să fac Clash Royale, ori Clash of Clans, ori să fac, nu știu, spuneți voi în secțiunea de comentarii ce pot face ca să fie mai interesant pentru voi. Adică, mie mi-este foarte bine să stau aici să filmez și atât, adică altceva nu prea fac, pentru că episoadele mele sunt plictisitoare. Adică spun eu că sunt plictisitoare, poate uneori le place. Nu am nici măcar o legendară ca să pot să mă lupt cu ea sau ceva. Nu știu ce să spun. Dacă vouă vă place, o să fac tot la fel episoadele și nu o să le schimb. Dacă nu, să-mi spuneți ce pot schimba pentru a fi episoadele mai interesante. Meciul ăsta n-am pus deloc Furnace. Și uitați că, ba, da, am pus odată când m-am apărat de cum se numeau, de Elite Barbarians, da. Și haideți că încerc să mă duc pe 3, chiar dacă sigur nu o să reușesc, să sperăm că mă duc pe 3. Nu, n-am reușit să mă duc pe 3, dar măcar am câștigat acest match. Sper să fac round chest-ul cât mai rapid. Și da, și acest episod va fi unul lung, pentru că cel puțin două meciuri, adică să-l iau pe acest adversar cu două și pe celălalt cu două, pentru că nu prea cred că iau eu trei. Și iar dau de level 9. Iar dau de level 9. Ce să fac? Cusufu, n-ai cusufu. Și vreau să încep un dual print push și el pune. Da, ce caută un level 9 în așa arenă? Un level 9, măcar arena 8 ar trebui să fie, dacă nu 10. Și da, o să apară în curând arena 9, o să fie funny, adică pe mine nu mă afectează deloc, pentru că eu sunt momentan arena 7 și nu am nicio treabă cu arena 9. Dar o să fie jocul mai interesant. Și acest match o să fie pierdut, cred. Pun și eu Furnace-ul. Dar Furnace-ul meu este de 5, nu știu de ce îl am în deck. Măcar să-mi pun nu Goblin Barrel, Goblin Heart, pentru că o să dea mai multe meci, dar nu știu, are bowler de 3. Ok, atunci eu fac pe partea asta. Încerc să fac un push și el logic are Minion Horde și îmi distruge tot push-ul. Pun aici Furnace. Și Furnace-ul nu s-a dus în fail total. Fail. Și am pierdut și acest match. De fapt, nu l-am pierdut, dar nu mai am șanse.
una di Svalchiria. Ho punteggia. Se vede che sono topo si vorbe scaiuria. Tri musketeer, serio. Ci non ande col fireball. Da, perfetto. Perfetto. Non ande col fireball, ci avversario mio mare tri musketeers. Nice. Well played. De fapt nu este well played, pentru că are doar cărți fidate, cărți bune și nu că joacă el bine, dar noroc. Acum înțeleg de ce este el doar în Arena 7. Joacă foarte prost, dar are cărți foarte fidate și asta îi dă un avantaj față de mine, față de un level 8 și să mai dăm încă un match. Din păcate, puteam să fac de mult cram chest-ul sau puteam să-l fac off camera, dar apoi parcă nu mai aveam chef de filmat și acum când am să filmez. Are gigant de 4. Serios. Și de ce îl folosești, frate, dacă ai gigant de 4? Bine, și eu am fireball de 4 și îl folosesc. Dar este o diferență. Adică nu este nicio diferență. Bine, și el este level 7 ca mine, dar nu știu de ce ai folosi dacă ai gigantul de 4. Eu nu l-aș folosi cel puțin dacă l-aș avea de 4. Pun aici Skeleton Army și m-am apărat destul de bine. Destul de foarte, destul de foarte bine. Sau nu m-am apărat bine, pentru că turnul dă target la Baby Dragon, logic, pentru că de ce ai dat la Prince? Care dă mai mult damage, serios, deci nu înțeleg logica jocului Clash Royale. Și să pun aici, dar el nu știu de ce pușează pe partea aia, pentru că eu am 164 pe partea aia și are Ice Whiz, frate, serios, are Ice Whiz. Și eu l-am avut, dar nu-l mai am pentru că am schimbat contul. Ce să fac? Oricum a dat o lovitură. Prințule, dă-i una. Nu! Nu, de ce n-a dat prințul una? Ce slab sunt. Sunt foarte slab. Și dă acel Larry destul de mult. Și mă duc aici cu Dark Prințul. Îl pun pe el primul pentru că are scut. Și sper să. Și mă duc pe partea aceasta așa. Și așa. Oh, thanks, bro. Pun aici Valkyria. Să mă duc pe 3? Sau să nu mă duc pe 3? Mă duc pe 2 că este mai bine. Fugăresc prințul. Pune, te dar prinț, perfect. Adică nu-i perfect, că mă pușează. Și mă bate, nu mă bate. Zap. Să sperăm că voi câștiga acest match. Punem furnace. Să nu pierd. Și nu prea cred că pierd. Sau pierd. Nu mai da Ice Whiz. Nu, 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 nu te las să mă bați. Nu. De fapt, mă poate bate, dar nu las să facem egal. Deci, i-am luat două coroane și o să mai dăm un match. Cred că acest episod va fi tot ca ultimul de Clash Royale mai lung. Sper că vă uitați și acum dau pe două neapărat. Deci, acest episod va fi încheiat cu Crown Chest. Dacă nu, de fapt, dacă cum, dacă nu, oricum o să-l închei cu Crown Chest. Și fac un dual prinț push. Da, tu îmi spui good luck, eu te bat. Așa stă treaba. Și i-am dat foarte mult damage pe turn. Are Royal Giant, dacă știam nu mai puneam Weedle. Punem Skeleton Army, spamăm cu Skeleton Army. Și mi-a dat a dat zap. Mi-a dat destul de damage, dar mă așteptam să-mi dea mai mult. Chiar mă așteptam să dea mai mult. Dă-i bizuna. Nu a dat una.
Pune mai și Farnes. Cred că o să schimb Farnes-ul în acest deck. Pentru că este de level mic. Și nu prea are rost dacă este de level mic să-l folosesc. Adică, nu știu. O să văd eu off-camera dacă o să-l schimb sau nu. Și nu-mi pasă dacă pierd orice ar fi, doar să fac două coroane. Două coroane și îl las să mă bată. Glumesc. O să mai fac un dual prince push, să sperăm că o să meargă. Și să iau cel puțin 700 de damage, pentru că apoi am zap. Da, i-am luat și mă duc pe 3. Dacă el mă lasă, mă duc pe 3. Chiar dacă... Sau am șanse la 3. Să vedem dacă am șanse la 3. Am șanse la 3. A dat prințul destul de mult damage. Și mă duc apoi cu Hog și Valkyrie. Deci mai bine mă duc pe 3 decât să mă duc pe 2. Pentru că are mai puțină viață pe turnul principal decât pe 2. Și mă duc pe 3, clar mă duc pe 3. Chiar dacă am mai spus de 10 ori, mă duc pe 3. Pun aici prințul. Am văzut că nu are Skeleton Army, deci este foarte bine. Da, nu are Skeleton Army. Este nu chiar perfect, dar este foarte bine. Și aici, oare să pun Dark Prince? Da, pun Dark Prince. Și apoi pun Valkyria în spate ca să tancheze. Dark Prince. Deci m-am apărat foarte bine. Și pun aici Hog-ul. Nu, deci nu cred. Mă las de Clash dacă nu-l fac. Mă las de Clash. Mă las de Clash. Serios. Serios. Îl las să mă fac aici ca să-l fac eu 3. Strategie. Îl las să mă fac... Da, l-am lăsat să mă fac aici ca să-l pot face eu 3. Ha, mersi. Thanks. Și cred că o să deschid, da, o să deschid crown chest-ul și apoi o să închei videoclipul. Sper măcar la o epică din crown chest, chiar dacă nu o să fie o legendară. Sunt convins că nu o să fie o legendară. Gems, Elite Barbarians, Royal Giant. Aici am o șansă să fie epică. Nu mai am șansă să fie epică. Fuck life. 6 giganți. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Nemo. Până data viitoare, toate cele bune.